de a bucura și a aduce zâmbet oamenilor dragi, ne face întotdeauna să apelăm la echipe de surprize. Și astăzi cineva a apelat la echipa surprize la tine acasă și eu, Olesia Paladi, reprezint această echipă cu mare drag și dor și dragoste față de toți oamenii dragi, de toți oamenii cu suflet bun, de toți oamenii pe care eu i-am îndrăgit și pe parcursul activității noastre cu siguranță voi întâlni încă mulți oameni dragi și mulți oameni pe care îi voi îndrăgi, desigur. Venim astăzi în satul Hitrești, pe Ionul Fălești, și avem o surpriză frumoasă pentru doamna Leona Traistari, care face o frumoasă vârstă astăzi de 44 de ani. Au 44-lea trandafir. Astăzi se adună în buchetul vieții dumneiei și noi, desigur, venim să-i aducem emoții de suflet, zâmbet de chip și, desigur, o întrebare care-i de dumneiei, cine ne trimite aici? Vă țineți pe dumneavoastră în suspans, să vedem împreună și să aflăm împreună cine astăzi organizează surpriză frumoasă pentru o minunată doamnă din satul Hitrești. Surpriza la tine acasă astăzi are o destinație frumoasă spre satul Hitrești, Ionul Fălești. Suntem acurat că sunteți astăzi omagiată și al 44-lea trandafir, cum am spus și anterior, se adaugă frumos în buchetul vieții dumneavoastră. Și cineva drag nu a uitat de sărbătoarea dumneavoastră. Și cineva drag ne-a rugat să venim aici să vă aducem emoții de suflet. Am o întrebare pe care vreau de suflet să vă adresez, iar dumneavoastră cu drag să-mi răspundeți. Cum credeți cine astăzi ne trimite spre dumneavoastră? Nu se reșură. De ori. Și eu. Așa. Pe aici să aveți dreptate. Într-adevăr, suntem veniți din partea unui film. Am înțeles că mai aveți. Da. Așa. Suntem veniți aici în partea filmului dumneavoastră Andrei Cimbriciuc. Și împreună cu familia dânsului care se află aici acasă, fiindcă dumnealui este departe în Israel. În Israel. Așa. Astăzi, fiind sărbătoarea în familia dumneavoastră și sufletul dumneavoastră. Desigur, dacă și ei fac parte din familia dumneavoastră, deja din clipa când i-ați cununat și i-ați acceptat în familia dumneavoastră, este sărbătoare și la el, toate că este departe. Și e lăudabil faptul că un bărbat, totuși, a ținut cont de sărbătoarea dumneavoastră și a ținut cu tot din adinsul să vă felicite frumos, cumva mai deosebit, uitați-vă prin noi. Avem aici o tortă delicioasă pe care ați încercat dumneavoastră să citiți, dar nu s-a primit, că am văzut că dați cu ochișorii. Așa, așa am încercat să o întorc. Scumpie nănășene, desigur avem scris pe tortă. Este? Desigur avem și o floare frumoasă, au zis ei că buchetele se ofilesc, o să această floare cu siguranță o vor întâlni aici la nășica, cum o să mai vină. Da. Desigur, ce fel de tortă fără o șampanie. Deci noi vă aducem și această șampanie cu drag. Astăzi, cine vă deschide poarta, să știți că aveți cu ce-i servit, cu mare drag și dragoste din partea fiilor dumneavoastră. Uitați-vă ei cu deosebită plăcere și cu deosebit drag față de dumneavoastră, nașii lor, nașa dumneavoastră, în cazul dumneavoastră, astăzi, că sunteți omageată și tot accentul faceți pe dumneavoastră. Vă urează fiii dumneavoastră, fiul în special, de departe, care a venit cu inițiativă frumoasă, să fiți sănătoasă, să fiți întotdeauna tânără, pe cum vă știu, și la suflet, și la chip. Să fiți întotdeauna atât de blajină cum v-a cunoscut el. Sufletește, i-ați primit, i-ați îndrumat, i-ați alipit de sufletelul dumneavoastră și inara dumneavoastră și uneori noi fiind mai greșim, ca de fiecare dată, copiii și orice matură greșește în viața asta, dumneavoastră ați găsit cheia iertării întotdeauna, unde a trebuit probabil ați mai mustrat, unde a trebuit ați lăudat, i-ați cuprins, i-ați sărutat, pentru că asta astfel se clădește o relație frumoasă de prietenie, de nănășie și între fiini, de relație între fiind și naș, deci păstrați-i în suflet, păstrați-i la inima dumneavoastră. Și cu toate că este departe, este cu gândul aici acasă, la cei dragi, dintre cei dragi, mai bine zis, faceți parte și dumneavoastră. Am fost anunțați că trebuie să fie și nașul. Nu-l văd și vreau să vă întreb. Este sau nu? Este. Acum încheam mai mult. Am înțeles. Mi-am spus așa. Cum să ne ducem noi? Cum să ne ducem noi la naș și să noi luăm ceva și nu frumos cu mâna goală către nașul. Uitați-vă, noi am convenit împreună că această strica de comiac o înmânăm cu mare drag și deosebită stimă din partea finilor către nașelul dumneavoastră. O punem și noi aici, când vine, mulțumesc. Spuneți că atenția a venit din partea finilor și am sunat. Ați venit timpul dumneavoastră dacă aveți un mesaj către fin, către familia dânsului, cu mare drag. Și noi îți mulțumesc tare mult. Ești fericit cu ziua anunțului azi, a voastră a fost și mâinii ziua lui și sănătos, mulți ani.
cred că mâine și îți mulțumesc și îți doresc să vii acasă, să vii singur la sărbătoarea noastră, cum și vine totdeauna și ne bucurai. Îți mulțumesc din suflet și mulțumesc și la familie și la copii să fii toți sănătoși și să avem bucurie. Mulțumim frumos! Și complimente și la cei care se alături de tine, și Andrușa, Lari, stăți la Israel. Plecat în lumea mare cu toți. Dați-vă faptul că ați menționat că e și ziua anunților și mâine e ziua de naștere. Și dacă această ocazie și noi îi aducem sincere felicitări, Andrei, noi îți spunem la mulți ani de aici, din casa nașilor tăi. Cu această ocazie îți dorim și ție multă sănătate, multă dragoste în familia voastră, fiindcă sărbătoriți și ziua culminii, ziua anunților. Ziua anunții, chiar așa. 10 ani. Frumos, 10 ani, o vârstă frumoasă la care voi ați ajuns împreună să vă dea Bunul Dumnezeu răbdare. Să vă dea Bunul Dumnezeu cu dragoste foarte multă, copiii în familia voastră și oamenii dragi să vă fie alături. Și cu ocazia că mâine sărbătorești ziua de naștere, iarăși sănătate, dragoste, fericire, baftă în tot ceea ce faci și desigur nu uita că acasă te așteaptă oamenii dragi. Încă o dată și dumneavoastră, la mulți ani, mult și numai bine. Mulțumim și mulțumim tare și familie. N-am așteptat așa surpriză. La anul o să fiți mai pregătite deja, nu o să aveți emoții. Sănătate, numai bine, zi frumoasă. Mulțumim. Thank you.